Tinerețea nu este veșnică și nici viața prea ușoară, mai ales când anii devin o povară, iar povața celor cu multă experiență de viață ar trebui să ne fie crez. Să ne cinstim bătrânii, căci și noi vom fi bătrâni. Din respect pentru persoanele de vârsta a treia, dar și ca urmare a unei necesități identificate în municipiul Hunedoara, unde numărul vârstnicilor este în continuă creștere, astăzi a fost inaugurat Centrul Multifuncțional pentru Persoanele Vârstnice. La evenimentul inaugural au participat sute de pensionari, potențial beneficiari ai serviciilor oferite de Centrul Multifuncțional din subordinea Primăriei Hunedoara. Am ținut foarte mult să prezentăm în special pensionarilor acest centru, să se știe că primăria se îngrijește de viitoarele activități ale domniilor lor și sperăm și le promitem în continuare că ne vom implica noi ca instituție, ca administrație publică în rezolvarea problemelor pensionarilor. Sunt foarte bucuroasă pentru că acesta a fost unul dintre proiectele care a necesitat mare zbatere pentru obținerea finanțării. Faptul de a se depune un proiect nu este sinonim egal cu finanțarea aceasta. S-a străduit foarte mult domnul primar. Mă bucur că licitația care a avut loc a fost adjudecată de o companie din Hațeg, din câte am înțeles, care a făcut lucrurile foarte bine. Vedeți că finisajele sunt speciale. Seniorii Hunedoarei au parte de un punct de sprijin în comunitate. Vă dați seama că nimeni nu te întreabă câți ani trăiești și nu hotărăști tu câți ani trăiești, hotărăște bunul Dumnezeu și nici în ce stare fizică și psihică vei fi la bătrânețe. Beneficiari sunt pensionarii municipiului Hunedoara, cei care nu mai au familii, care au rămas fără locuință, care nu își pot asigura traiul zilnic prin forțe proprii sau care nu se pot gospodări singuri, pot opta pentru o ședere permanentă contra cost. Cei care vor să socializeze sau să-și petreacă timpul liber într-un mod activ beneficiază de gratuități. Că 55 de persoane vor fi cazate în permanență și vor beneficia de serviciile acestui centru, iar circa 120-130 de persoane vor fi aduse în fiecare zi cu autobuzele transport gratuit și vor avea posibilitatea să facă diverse activități în această zonă, de la grădinărit, la ateliere care le sunt puse la dispoziție, avem săli de socializare unde se poate servi un ceai, o cafea și de asemenea săli în care se pot practica jocuri pe care de regulă le practică pensionarii, șah, table și alte asemenea jocuri. Ne așteptăm ca circa 200 de persoane să beneficieze zilnic de serviciile acestui centru și evident că ne vom adapta oferta și în funcție de sugestiile care vor veni ulterior. Cu 2 milioane de lei, fosta unitate militară din municipiul Hunedoara a devenit astfel una dintre cele mai moderne zone destinată vârstnicilor. Camere mobilate și dotate cu tot ce este necesar, băi incluse, bucătărie pentru care orice gospodin ar fi invidioasă, sală de mese, ateliere pentru activități ocupaționale. Foarte frumos. În orice caz, nimic ca toate, a fost unitatea militară și cazarmele, s-a făcut un lucru extraordinar pentru noi. Pensionari, trebuie bine dorim, suntem majoritatea pensionari. Cam 1% suntem pensionari și ne bucurăm că putem să venim să suntem la ceva cu noi. Orașul acesta a cam fost lăsat de izbeliște până în ultimii ani. Tinerii, forța de muncă și-a cam căutat loc în altă parte, loc în care să mănânce o pâine și au rămas aici părinții, care devin din ce în ce mai vârstnici și mai neputincioși. Până la urmă nici nu e o chestiune materială. În Hunedoara, la momentul ăsta, ți se poate întâmpla, vârstnic și neputincios fiind, să n-ai cum să-ți descurci viața de fiecare zi, care înseamnă prepararea hranei, servirea hranei, medicație, ne mai vorbim de relaționare, pentru că nu existau astfel de structuri. Deci, domnul primar, având în vedere faptul că este și un foarte vechi și bun politician și a mai fost implicat ca parlamentar în problemele zonei, a identificat urgent nevoia aceasta și venim în întâmpinarea unei nevoi a colectivității. Deci asta e treaba primarului și și-o face foarte bine și îl felicit din tot sufletul pentru lucrul acesta. Sunt mândră că fac parte dintr-o echipă cu un astfel de om.
Pe centru de zi sunt servicii de socializare, sunt activități care vin în întâmpinarea persoanelor care sunt singure, care nu au cum să-și petreacă timpul și nu numai. Acele persoane care nu pot să aibă grijă de sănătatea dânșilor, adică partea medicamentelor, noi putem să le acordăm sprijin în a-și lua tratamentul, în a fi sprijiniști în activitățile care le-au de desfășurat și să avem o modalitate în care să vină și să îi putem duce în siguranță. La ce oră începe ziua și la ce oră se termină? Deci, ziua începe la ora 7 dimineața, pentru că pe centru rezidențial atunci avem programul și se termină la orele la care noi vom constata că este nevoia de încetare. Deocamdată noi nu am făcut un program pentru toți la fel, pentru că va fi diferențiat. Cei de la centru de zi vor avea un program, iar cei de la centru rezidențial vor avea alt program. Vor beneficia cei care vin în fiecare zi aici, vor beneficia și de o gustare, de o apă, de un ceai, de un... Evident, evident, serviciile sunt gratuite și sunt special pentru aceste persoane. Domnule, e frumos să știți, nu mă așteptam să fie așa de, așa de, de, de aranjat și de bine, bine pus la punct așa, curățenie, nici nu mai... Nu mă așteptam, sincer, nu mă așteptam.